Scandalul dintre deputatul Dan Vâlceanu și fostul său coleg din PNL, Florin Roman, se va tranșa la parchetul general. Roman a depus plângere și l-acuză pe Vâlceanu că l-a lovit cu piciorul în nas și a vrut să-l muște. Vâlceanu spune că este doar un circ pe care vrea să-l facă Roman și chiar îl acuză de bullying. Domnul Roman a dorit să facă, mă rog, acest, mă rog, circ. Ați văzut imaginile, ele sunt mai urâte decât ce s-a întâmplat în realitate. A fost o îmbrâncelă de 7-8 secunde, nu mai mult, în care n-am încercat nici să-l lovesc și nici nu l-am lovit. Dacă mi-arătați și mie momentul în care l-am lovit cu genunchiul sau altceva... În ziua incidentului, Florin Roman a mers direct la INML pentru un certificat medico-legal. Conform medicilor legiști, Florin Roman a avut nevoie de îngrijiri medicale de maximum 5 zile. Medicii au constatat că acesta prezenta leziuni traumatice care ar fi putut fi provocate de lovirea de un corp dur și zgâriere. A fost o strângere puternică, a ajutat calibali să mă muște în zona capului. M-am ferit în momentul în care mi-a lăsat capul, am pus capul la stângă și m-a lovit cu genunchiul la nasul. Dan Vâlceanu declară că nu vrea să vorbească despre acel incident, dar are o solicitare fermă. Este un bullying de parlament. Bullying-ul de parlament trebuie să înceteze. Disputa dintre Roman și Vâlceanu a început marța trecută în plen. Roman i-a reproșat fostului coleg exclus din PNL că stă în băncile rezervate liberalilor și a cerut să plece. Ar fi urmat un schimb de replici între cei doi, iar situația a degenerat pe hol, unde imaginile îl arată pe Vâlceanu cum se năpustește asupra lui Roman. Între timp, Vâlceanu a fost sancționat de parlament cu diminuarea la jumătate a indemnizației de parlamentar pentru 6 luni. Totodată, timp de 3 luni, nu poate lua cuvântul în plen mai mult de 10 secunde.